De asemenea, folosesc acest prilej prin a întări ceea ce ministrul finanțelor spune de câteva zile bune, și anume că nu există niciun fel de intenție, nu a fost niciun fel de discuție de acest tip, iar cei care aduc aceste discuții în spațiu public și care sădesc neîncredere prin pârghiile pe care le are statul, fie că vorbim de comisie de anchetă, fie că vorbim de ASF, fie că vorbim de Ministerul Finanțelor, vor trebui să plătească, pentru că nu mai putem să ne jucăm cu zvonuri care poate să producă tulburări în piață. Sunt lucruri pe care inclusiv oamenii politici trebuie să le înțeleagă, chiar dacă sunt angrenați într-o bătălie internă, așa cum e la PNL acum, și n-ar fi bine să folosească asemenea teme pentru a justifica existența politică.